Ziua de 1 decembrie marchează un eveniment istoric foarte important, unirea Transilvaniei cu România în anul 1918. Reprezentanții armatei române vor participa la solicitarea și cu sprijinul autorităților locale la pregătirea, organizarea și desfășurarea de ceremonii militare și religioase pentru cinstirea memoriei înaintașilor. Pe străzile din Roman, trecătorii au putut admira astăzi defilarea tancurilor și mașinilor de luptă aflate în dotarea armatei române.